Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, sunt Radu Abramescu. Suntem la meciul din Liga Națională de Basket Masculin dintre Pitești și Dinamo. Într-o sală superbă la Pitești, de 5.000 de locuri. O sală mare, modernă, în care a jucat deja Naționala României, Naționala Masculină. O sală cum, așa cum bine știm, Bucureștiul nu are. Sală nouă și la Oradea, nu mai vorbim, bineînțeles, de BT Arena la Cluj, sala de 10.000 de locuri, în care se desfășoară mai toate evenimentele importante. Și Brașovul va avea o sală nouă și frumoasă, am rămas la coadă noi, capitala. Asta ca să ne mai spune și posturile. Nu avem un patinoar acoperit pentru hockey sau patinatori, nu patinaj artistic, dar asta este. Merg mai bine treburile în orașele mai mici. Suntem în top 10 cu ultimele două echipe. Piteștiul este pe 9, Dinamo pe 10. Așa cum bine știți, conform sistemului nou competițional, au fost două conferințe A și B. Primele 5 din fiecare s-au dus în acest top 10. Celelalte echipe s-au dus în grupa 11-18, în partea a doua a campionatului, va fi și o parte a treia, bineînțeles, cu play-off-ul, deci două echipe o să cadă din cele 10. Sunt echipe, am mai spus-o, repet, care nu se vor întâlni niciodată în acest sezon. Practic, cele care au căzut din conferința B nu se vor întâlni și nu s-au întâlnit deloc cu cele din conferința A care au urcat în acest top 10. Un sistem cu două grupe cu număr impar, câte 9 echipe. Un sistem complet atipic și care nu e folosit nicăieri în lume. Măcar la asta să fim unici. Piteștiul acasă așadar, în casă nouă. Într-o sală ultramodernă. Așteptăm încet, încet să vină și din ce în ce mai mulți spectatori, pentru că sala veche era arhiplină de obicei. În această grupă 1-10, Clujul pe prima poziție, Oradea pe 2, Rapidul pe 3, pe 4 Sibiul, Voluntar pe 5, pe 6 CSM Atletic Constanța, pe 7 Timișorenii, pe 8 Craiova, Argeșul pe 9, Dinamo pe 10. Primul meci în casă nouă, așa cum spune și announcerul. Primul meci pentru Pitești aici. Schimbări în cele două echipe. Schimbări de jucători. Normal, mai toată lumea a făcut aceste schimbări în pauza cauzată de fereastra echipei naționale. Iată-l pe Sotiris Manolopoulos, conduce Naționala de Seniori a Greciei atunci când nu este Itudis, care e ocupat cu Euroliga. Itudis este antrenorul principal și Manolopoulos secund. Cinciul piteștenilor, din care nu lipsește Valorosul Ieftovici. Iată-l și pe tânărul Tudor Fometescu, Mihai Măciucă lângă el. Andrei Mandache într-un dialog cu Grasu. Ultimele indicații din partea experimentatului Andrei Mandache. Mr. Triple-Double a reușit asta la Eurobasket 2017, făcuse cu mulți ani înainte Toni Kukoc. Ieftovici și Voicevski. Câștigă Voicevski și mingea la Mandache apoi. Urcă Grasul la blocaj. Voicevski, un jucător masiv, înalt, 2-13, 2-14, dar cu aruncare de afară, semi-distanță, aruncă și de 3 puncte. Nu acționează
predilecție de Supanov. Prima aruncare ratată. Edge, cel care a ratat. Iată-l și pe fundașul Piteștiului, nu a dus, spuneam. Este vorba de Wilson. Ratează Ieftovici de Supanov. Edge împinge mingea în tranziție ofensivă. A oprit driblingul prea devreme. Grasu în post-up, căpăcii din plan secund de Ieftovici. Ce bine a strâns Ieftovici. Cu aruncare ratată a Piteștiului, mingea a mers de la Wilson la Cunningham. Deci, față în față cu Wilson, apare Mandache, la pasă, vine blocajul lui Wojciechowski. Și coș de 3 puncte. Dante Ingram, cu reușita, Măciucă. Cunningham, faultat de Grasu. Da, brațul blocat. Să vedem și a doua liberă. Deci pentru Mandache, acea schemă, vine Wojciechowski cu blocajul, pleacă pe cealaltă parte Edge. Ratează Wojciechowski, prinde Ieftovici, Wilson, in your face, coș de 3 puncte în tranziție cu adversarul în față. Edge, Wojciechowski, apare Mandache, aruncă scurt, însă recuperează ofensiv Ingram. Wojciechowski, coș de 3. Ieftovici, pleacă Ieftovici pe lângă Wojciechowski. Face fentă, ratează. Ingram cu recuperarea până la Mandache. Grasu, revine Mandache, în fața lui este Măciucă. Cheamă blocajul Andrei. Wojciechowski, aproape de intercepție a fost Wilson. Și iată că este pedepsit cu coșul de 3. Ale Edge. Darnell Edge, dașul dinamoviștilor. Fomețescu. Wilson, după pick and roll, Ieftovici iese bine, stă la fault un atac Mandache și el este cel care faultează. Deci să vedem dacă era pe loc Andrei. Așa și așa. Dacă a apucat să se poziționeze la timp în fața lui Ieftovici. Milan Mitrovici, antrenorul piteștenilor, secund mult timp la Oradea, la primul sezon ca principal. Ratează Ieftovici, a doua încercare. Vine cu mingea Edge. Pare Mandache urmărit de Fometescu. Atent Fometescu să nu faulteze. Wojciechowski cu blocajul. Continuă Edge, Grasu face fentă, step back, aruncare de 3 puncte, ratare. Fometescu împinge la Wilson. Wilson are spațiu pentru stop shoot și marchează.
Grasu încearcă step back-ul. Pasă backdoor, scuze. O pasă care nu intră. Hand-off. Nanelegi. Pentru Wojciechowski. Împingere și două aruncări libere. Wojciechowski după blocaj. Da, împins. De Cunningham. N-a reușit Cunningham să strângă de pe partea opusă. Încerca să-l jeneze pe Wojciechowski. Prima liberă ratată. Destul de urât aruncat. Mult prea puternic. Comesescu. Pentru Jeftović. Traversează Wilson. Blochează Cunningham pentru el. Acum vine Jeftović la pick and roll. Wilson de la distanță. Mingea iese. Prince Ingram. Ingram în coza Edge. Ratează Edge. Jeftović împinge mingea. O salvează Mandache. Darnell Edge marchează de la semidistanță. Măciucă. Jeftović schimbă locul. Fometescu cu Wilson. Bună pasa. N-a fost foarte decis acolo Jeftović. După acel rol ratează Darnell Edge. Corectează însă Dante Ingram. Wilson. Aruncă Wilson. Mandache era pe el. Ce coș. Juniorii Piteștiului. Wojciechowski blochează. Reprimește Darnell Edge. Wojciechowski face fentă. Merge bine mingea dinamoviștilor. Jab set al lui Andrei Mandache. Ratare din afara semicercului. Trebuia să arunce Andrei. Măciucă ratează pasa, dar reprimește încă o minge atinsă. Jeftović. Wilson. Ratează Wilson. Jeftović recuperează ofensiv după ratarea lui Cunningham și Piteștiul mai pune două puncte în coș prin Jeftović. Ingram. Wojciechowski cere mingea, apare însă Grasu, care blochează pentru Darnell Edge. Mandache în colț. Grasu nu joacă în post-up. Wojciechowski cu coș de 3, cu șansă. Faultul lui Darnell Edge la Wilson. Ce repede a plecat Wilson. Bun crossover-ul. Ține 1 la 1 de afară cu stop shoot. Matată de Cunningham. Cu bentiță este Messi. Se duce bine Darnell Edge în pătrundere. Pe contrapie. Măciucă. Aruncare de 3 puncte ratată. Se bate bine Cunningham la recuperare.
Mandache îi fură mingea cu prețul unui fault. Timeout și iată majoretele Piteștiului pe parchet. Suprafață de joc nouță, cred că este acel parchet Connor Sports, folosit și de cei din NBA. Modular se poate scoate pentru pune altă suprafață pentru alte sporturi. Acțiunile lui Wilson Jr., cel mai bun marcator al Piteștiului. Repun piteștenii după timeout. Moetescu pentru Messi. Cunningham vine la minge. Cunningham, catch and shoot de 3 puncte, ratează Cunningham. Recuperează Darnell Edge. Pătru primește, lasă bine mingea. Până la urmă, posesie Dinamo. Andy Oghide a scăpat mingea, dar au scăpat apoi și piteștenii. Oghide cu blocajul pentru Edge. Se duce peste Cunningham. Nu sare Cunningham la fentă. No, nu era Cunningham. E Lawson, iată-l pe Lawson. El s-a apărat acolo în post-up. Grasul capac super pe două picioare la aruncarea pe contrapia lui Lawson. Bună acțiune al Dante Ingram. Messi. Lawson blochează pentru el. Primește Lawson, apare la hand-off Tudor Fometescu. Pătru îi fură mingea și se duce până în coș. Două puncte David Pătru pe fast break. Messi urmărit de Darnell Edge. Fometescu, Lawson vine cu blocajul. Ometescu, bună pasa. După mult timp, înscriu piteștenii. Diferența e de 10 puncte în favoarea dinamoviștilor. Pătru. Edge întoarce la Ștefan Grasu. Oghide de 3 puncte. 26 la 13 pentru dinamoviști. Messi. Ultimele 15 secunde ale sfertului întâi. Messi pentru Lawson. Lawson pătrunde în forță, scoate fault. Să
schimbat Cometescu. Uităm pe Manolopoulos, antrenorul Dinamoviștilor. A intrat Radu Voinescu în locul lui. Ratează Lawson. David Potru. Vine în locajul lui Oghide. A pătruns bine Potru. Marchează cu panoul un buzzer beater al dinamoviștilor. 28-13 după primele 10 minute pentru Dinamo în noua sală de la Pitești. Oradea joacă o restanță cu Rapidul poimâine, miercuri, de la ora 19. Oradenii au calendarul încărcat cu cupele europene și iată că joacă acum. Dinamo va juca împotriva Sibiului pe 10, peste 4 zile, acasă, sala la Dinamo. Craiova, Oradea. Meciurile din top 10. Tot atunci Constanța cu UBT Cluj. Învins în grupa 11-18 Petrolul Ploiești cu prelungiri, repriză de overtime. Petrolul părea că a scăpat în câștigătoare, au condus mai tot meciul Ploiești. Risteliștii au revenit pe final și au jucat mai bine în prelungiri. A fost un meci foarte frumos, chiar dacă din a doua grupă valorică de această dată. Voinescu. Messi. Messi a luat jocul pe cron propriu și ratează. Prinde Ingram. Crasu aruncă scurt. Recuperează Lawson. Încă un capac al lui Ștefan Crasu, superb. Al doilea capac curat pus de Crasu. Messi pe mâna stângă și Crasu vine din planul al doilea. Bănescu pentru Lawson. Apărat de Oghide. Lawson face fentă. Aproape de intercepție a fost Griffin. Măciucă de la mare distanță. Ratează Măciucă. N-au soluții piteștenii. Patru cu încă un coș pe un picior. Lui Pătru. Cu
Coboară Alonso, rămâne Messi cu mingea, Messi în față, în față cu Griffin, scapă. Pătru e în față. Nu știu dacă a vrut o pasă sau nu. Cert e că a recuperat Ingram și a marcat. Poate a scăpat mingea din mână, nu cred că putea să arunce așa. Vuit. Atât de sus în panou, atât de puternic. Milutinović intrat pe teren, lasă mingea la Messi. Lawson, handoff cu Radu Voinescu. Voinescu, pătrundere, bună pasa. Și marchează Lawson. Griffin. Andrei se apără la Griffin. Depășit. Andrei, n-a fost nimeni în spate la dublaj. Messi pătrundere de această dată, grasul nu-l mai poate opri. Griffin. Ingram. Ghide blochează pentru el. Grasu. Ghide și Lawson. Păcălit până la urmă Lawson. După mai multe fente, a reușit să bage piciorul după el Ghide. Voinescu pentru Messi. Messi rămâne liber. Griffin e departe de el. Ratează open shot al lui Messi. Pare o ghide cu blocajul. Continuă Griffin în dribbling. Pătru. Nu știu dacă a călcat afară Pătru. Cred că da. Schimbare la Piteșteni. Pometescu și Eftovici revin, ies Voinescu și Lawson. Milutinović îl așteaptă pe Eftovici. Eftovici. Pometescu face fentă. Griffin faultează. Milutinović, Eftovic e singur sub panou. Time-out cerut de dinamoviști. Rapid, spuneam, meci restant din 1-10. De 16 meciuri n-au mai pierdut Oradeni. Rapidul de 8 partide. De ziua femeii, de la ora 19, acest meci. Revenit Mandache pe teren, după time-out pentru Dinamo. Este cel care repune contra pressing-ului. Vine Potru și Amingea. Yeah.
Mitrovici. A blocat acolo pe Griffin. Wilson pentru Milutinovic. Revine Wilson la minge. Andrieș. Minge lovită acolo de Griffin. Ieftovici, piruetă, coș superb, peste Oghide, marchează Ieftovici. Un fade away. Și-a făcut puțin spațiu de aruncare. David Pătru, bună pasa pentru Oghide, căpăcit de Ieftovici, dar se fleră fault. Mi s-a părut capac, sincer. Andrioghide la linia de aruncări libere. Marchează prima încercare. Ratează pe cea de-a doua. Prinde Ieftovici și lasă la Wilson. Urmărit de Darnell Edge. Fometescu. Minge atinsă. Posesie pentru Pitești. Nu, până la urmă se dă posesie Dinamo. Ilan Mitrovic l-a întrebat pe Alin Faur dacă poate cere instant replay sistem. S-a spus că nu. Ingram se încurcă puțin în dribbling. Milutinovic în fața lui, până la urmă pierde mingea. Wilson pasă peste. Două puncte, Ieftovic. Revine Piteștiul încet, încet pe tabelă. Abatere de teren. Are dreptate Ieftovic. Avertizații piteștenii că s-au ridicat în picioare. La următoarea abatere va fi foul tehnic potriva băncii. Fometescu pentru a repune mingea. La Milutinovic. Le primește de la Wilson. Încurcați puțin piteștenii de zona dinamoviștilor. Fometescu ciupește mingea din spatele lui Mandache până la Andrieș, care marchează. 25 la 37. 12 puncte Dinamo. Wojciechowski pentru Mandache. Mandache stop și de 2 puncte. Wilson and one. Aruncare liberă suplimentară pentru el. Este Mandache, vine Ștefan Grasu. Mandache, a doua greșeală personală, al doilea fault. Două are și David Pătru, tânărul conducător de joc dinamovist. Iată-l pe Pătru la minge. Scapă mingea aproape de intercepție. Andrieș este out.
Este out, se încurcă Dinamo, pierde câteva mici la rând și oferă piteșterilor șansa să se apropie pe tabela în acest sfert al doilea. Fometescu reprimește de la Milutinović, pătrunde Fometescu, stop shoot de 2 puncte, ratează. Cu Milutinović, Edge pierde dinamoviștii posesia. N-au reușit să arunce cele 24 de secunde. Time out cerut de Pitești. 3 minute din prima repriză. Ce fac cei de la Pitești după acest timeout. Au câștigat mingea apărându-se bine, oprindu-i pe Dinamoviș să arunce în cele 24 de secunde rezervate atacului. Wilson, Milutinović, din nou Wilson, Dinamo cu acea zonă, Fometescu primește în colț, marchează Fometescu. 31-39, doar o puncte acum pentru Dinamo. Primul sfert au fost numai puțin de 15 puncte, 28-13. Frumoasă pirueta lui Edge, dar ratează. Ieftovici, faultat de Ștefan Grasu. S-a alunecat acolo Fometescu când a vrut să-l ridice. Se șterge parchetul în acea zonă. Trimis la schimbare Griffin. Marchează Ieftovici. Scrie și a doua încercare. Wojciechowski, placă în atac, primește Griffin de la Potru. Apare Potru la minge, urmărit de Andrieș. Fac switch în defensivă piteștenii. Griffin întoarce târziu pentru Grasu, care făcuse cut. Attention! 33-39, ultimele două minute din sfertul al doilea, cu Piteștiul revenind
Contra dinamoviștilor, aruncă Fometescu, ratează. Pătru pentru Griffin. Wojciechowski îl trimite pe Potro, vine la minge Ingram, blochează imediat, face help acolo Ieftovici și pasează din nou greșit Dinamo. Incredibil, câte minge a pierdut Dinamoviști din acest sfert al doilea. Apărare bună, Piteștiul, e adevărat, însă s-au încurcat rău cei de la Dinamo în scheme. Așa acum Piteștiul a avut ceva probleme în a citi zona dinamovistă. La primele atacuri iese Fometescu, reintrodus Mociucă. Trece centrul terenului Milutinovic, îl cheamă pe Andrei la hand-off. Fără bine de Griffin, Wilson, urmărit de Potru. Wilson, pătrunde Wilson, lasă bine pasa la Ieftovici, care face fentă, este faultat. Dar a fost faultat pe prima aruncare, cred că atunci trebuia să se fluiere. Asta acuză Ieftovici. Asta îi spune lui Sorin Căprărescu. Da, a recuperat ofensiv Ieftovici. Era mismatch acolo după pasa lui Wilson. Încă o liberă transformată. Doar 5 puncte pentru Dinamo de la 15. Ce 4 puncte, scuze. Nu se updatase grafica. Dinamo time, bineînțeles. Ultimele momente ale sfertului al doilea. Ceva mai mult de un minut, cred că rămas pe tabelă. Da, vorbeam de sala modernă din Pitești. Iată ce pot face cu luminile piteștenii. Cum le controlează. Nu mai e ca pe timpuri, când dacă se stingea lumina aveai nevoie de minute bune pentru ca intensitatea să revină la normal. Nu se putea relua meciul repede după o pană de curent, de exemplu. Ne aliniem și noi în țară, spuneam, la 2023, pentru că în București nu avem o sală de acest nivel. Polivalenta e mult îmbătrânită. Dinamo ar putea arăta mai bine, dar nu vreau să spun mai multe. Nu e gestionată cum ar trebui această sală. Asta avem numai săli mici. Am înțeles că la Steaua s-au demarat lucrările pentru construirea unei săli chiar în complex în Ghencea. S-a reluat meciul. Dinamo în ofensivă. Griffin aduce mingea. Doar ne alege. Glasul este în colț. Se ege înapoi la Griffin. Griffin pentru Potru. Pătru pleacă repede pe tușă, are viteză puștul. Ce bine s-a dus cu depășirea inelului. A plecat pe tușă perfect. Are 6 puncte Pătru. Îl păcășește acum Wilson însă și este faultat. Ce bine a făcut acel hesitation. Iată, aici s-a oprit puțin și a tras mingea printre picioare și e faultul lui Griffin. I-a dat peste mâna stângă Griffin. N-a apucat să prindă mingea.
Înscrie Wilson. Wojciechowski. Edge primește Wojciechowski. Spunea că Wojciechowski nu aruncă de sub panou. Până la urmă câștigă Mociucă mingea de la Grasu. Wilson, in and out, Wilson, până în coș, ratează, recuperează Eftovici și pune mingea în coș. E buzzer beater al lui Eftovici, ce cursă a făcut Wilson. A sărit la capac acolo Grasu, a pus două capace aici, nu știu dacă a șters mingea sau nu, dar Eftovici a urmărit și a marcat. Final senzațional, Piteștiul vine la doar 2 puncte de Dinamo după ce a fost la minus 15. Revenim și noi în 14 minute cu sfertul al treilea. Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului. Suntem la Pitești pentru partida cu Dinamo din Liga Națională de Basket Masculin. Dinamoviștii au început tare, au avut 28-13 după primele 10 minute. A doua secvență a aparținut însă piteștenilor, 26-13. Scorul este acum 39-41, plus 2 puncte Dinamo. Dinamoviștii au avut plus 19 cel mai bine în această primă jumătate. Să vedem ce se întâmplă în partea a doua. Am avut două sferturi așadar complet diferite. Dinamoviștii s-au blocat, defensiva piteșteană a obligat, a forțat multe pase greșite ale celor de la Dinamo. Avem un highlight acum al primei părți a meciului. Meci în top 10. Frumoasă această reluare cu acțiunea lui Pătru, tânărul fundaș al celor de la Dinamo. Acesta este ultimul coș al sfertului 2, un buzzer beater pe urmărire Eftovici, pivotul piteștenilor, cel care are 15 puncte, cel mai bun marcator, alături de el Wilson, conducătorul de joc, are 12. Ingram repune pentru Darnell Edge. Sfertul al treilea. Dinamo în ofensivă. Oghide traversează, apare Wojciechowski cu blocajul. Mandache. Mandache cu depășirea inelului căpăcit de Eftovici. Măciucă pentru Wilson. Wilson la Eftovici. Slam dunk-ul lui Eftovici în traffic și este egalitate. 41-41. Darnell Edge. Apare Mandache. Măciucă aproape de intercepție. Mandache fură mingea până la urmă. Wojciechowski. Oghide din piruetă ratează. Eftovici aruncă mingea în piciorul lui Mandache. Este posesie Pitești. Da. Nu știu dacă a ridicat mâna Mandache să spună că el a fost ultimul care a atins mingea sau nu. Eftovici asta e sugera. Andrieș. Wilson pentru Măciucă. Andrieș, aruncare de 3 puncte ratată. Eftovi se bate la recuperare. Posesie pentru Dinamo. Edge ține mingea. Cam mult dinamoviștii nu se mișcă. A ieșit Wojciechowski. Ingram pe tușă. Ingram întoarce la Wojciechowski, dar a fost faultat. Da, a făcut semn Ingram că trebuia să arunce. Ar fi fost doar aruncări libere pentru el. Așa s-a văzut clar intenția de pasă, doar repunere din lateral. Edge pe tușă la Wojciechowski. Aruncă și înscrie Dinamo Vistul.
Andrieș. Cunningham pentru Măciucă. Măciucă, bună pasa. L-a păcălit Eftovici pe Wojciechowski. Ce bine face acel rol. Ce bine pleacă. Wojciechowski pătrunde și înscrie. Frumoasă acțiunea. Wilson alunecă pentru moment. Eftovici din nou la Wilson. E singur Măciucă sub panou. Ce greșeală în defensiva dinamovist. Măciucă a plecat prin spatele lui Edge și Mandache. Nu l-a luat nimeni în primire. A rămas acolo în spațiul de 3 secunde și a primit singur el. Edge îi oferă tușa Wilson. Mandache, floater cu panoul, ratează Mandache, recuperează Andrieș. Wilson greșește și a trecut mingea pe la spate, dar și-a lovit piciorul, acum și pasează la intercepție. Dinamo în ofensivă. Edge cu un eurostep pe care îl ratează și Mandache scapă mingea afară. Andrieș pentru Wilson. Măciucă cere mingea peste-o, primește Andrieș, stop shoot de 2 puncte, marchează Andrieș. ...47-46. Wojciechowski cere mingea, o ghide. Cunningham se bate bine cu el. Da, Dante Ingram cu acțiune sortită eșecului, aș spune. Andrieș înapoi la Măciucă, Eftovici vine la blocaj, Măciucă pleacă pe una stângă. Măciucă întâmpinat de Oghide, pasează la Wilson, Andrieș e liber la 3 puncte, face stop shoot-ul de 2, ratează. Mandache până în coș. S-a uitat la pasă. L-a ținut pe parchet pe adversar. Wilson în viteză. Se duce în coș pe lângă Darnell Edge. Are viteză micuțul fundaș al Piteștiului și tehnică individuală. Mandache faultat de Andrieș. Fometesc în locul lui Andrieș. Repundirea moviștii. Edge pentru Mandache. Wojciechowski blochează la Fometescu. Mandache rămâne liber. Mingea nu vrea să intre. Recuperează Piteștiul până la urmă. Măciucă a luat mingea de la Eftovici care căzuse. Măciucă până în coș, Măciucă, acțiune coast to coast. Hendov, Wojciechowski, Edge aruncă de 3 puncte și marchează. Măciucă ratează, prinde Mandache. Bine întoarsă mingea la Wojciechowski, care ratează de sub panou. A recuperat o ghide, lasă mingea la Edge. Cunningham se bate cu el.
Floater pe un picior ratat, Wojciechowski recuperează ofensiv și marchează. În sfârșit își face simțită prezența Wojciechowski sub panou, jucător foarte masiv și înalt, cum spuneam, 2-13, 2-14 și puternic, dar care preferă să acționeze ofensiv de la distanță și semidistanță. Cunningham. Bună fenta lui lui Jeftović, care a fost lovit peste cot, după părerea mea. Ingram pentru Mandache, liber la 3 puncte, Andrei ratează. Prind dinamoviștii, prin Oghide, Andrei Mandache. Minge interceptată. Wilson e liber de la centrul terenului. Egalitate la 53. Cunningham aproape să-i fure mingea din mână lui Oghide. Darnell Edge, faultul lui Cunningham. Messi și Grasu pe parchet pentru Dinamo. Radu Voinescu, Tudor Fometescu au intrat. Frumoasă acțiunea lui Wojciechowski. Stop și Radu Voinescu, ratat. Recuperează Jeftović din fața lui Grasu. Cunningham îl cheamă pe Radu Voinescu. Fometescu pentru Jeftović, Jeftović în post-up. Bună pasa. Faultat sub panou. Messi. Este Jeftović, intră Lawson. Ratează Messi stop shoot-ul. Coșul lui Darnell Edge. A speculat bine tranziția ofensivă. Bine Fometescu și Amingea, aruncă de 3 puncte scurt, airball. Messi fură mingea de mână lui Ingram. Se dă fault. Faza cu care a egalat Jeftović acel dunk. Pentru prima dată egal pe tabelă după mult timp. Spuneam, dinamoviștii au avut plus 19. La pauză doar plus 2 puncte.
Dinamo cu un singur român pe teren, Piteștiul cu doi. S-a tot vorbit despre acea lege 40 cu ghilimele, 40% să fie român pe teren. Textul de lege spune că 40% să fie români în lot și nu pe teren. S-a discutat mult, ministerul amenință cu amenzi și cu sancțiuni pecuniare. Pe fondul unui ordin, după părerea mea, care nu poate încuraja în niciun caz performanța. Mai ales că este vorba de români care nu există. Dacă ar fi să-i numărăm la 18 echipe și ar fi 2 în permanență pe teren, ar trebui să fie 5-6 români în echipă. Ori nu există un fond de jucători seniori români atât de mare. Nu așa încurajezi creșterea jucătorului de valoare. Trebuie să bagi bani în programe și în antrenorii de juniori. Nu mai vorbim de faptul că acest ordin, în forma în care a venit el, a venit după ce campionatele începuseră, și cele de volei, și cele de basket, și cele de handbal, și așa mai departe, rugby, toate jocurile sportive, pentru că la ele se referă acest ordin, nu la sporturile individuale. 53-60, 23 de secunde din sfertul al treilea. Dinamo cu posesia. Piteștenii însă joacă probabil cu 2 români în teren de frica unei amenzi. Amenzi care deocamdată n-are pe ce bază să... Amendă care n-are pe ce bază să vină. Merge bine mingea dinamoviștilor, ratează Oghide, însă va merge la linia de libere. Prima aruncare ratată. Reușită cea de-a doua. Ne pune Radu Voinescu pentru Messi. Nu. Îl preferă pe Milutinović, care aruncă de la distanță. Mai era doar o secundă. 53-61 după 3 sferturi. Nu știu de ce team managerul Sorin Căprărescu a luat această hotărâre de a ține 2 români în teren în a doua jumătate. Regulamentul specific al competiției în Liga Națională se specifică în prima jumătate a meciului trebuie să ai 2 români pe teren, unul tânăr, celălalt nu contează vârsta, în partea a doua trebuie să ai un român în cei 5 de pe parchet. Thank you.
S-a reluat jocul, ultimul sfert, Messi pentru Pitești, Milutinović. Nu prea s-a văzut Milutinović, un jucător cu mână foarte bună. Urmărește Fometescu, ratează. Rata și Lawson. După aceea fentă Ingram pentru Ștefan Grasu. Grasu oprește dribblingul. Messi. Wilson. Abatere de picior. Rămân acele 18 secunde pe tabelă. Edge, pătrunde. Mingea ajunge în colț la Ingram, care marchează. 64-53. Se duc dinamoviștii la 11 puncte. Fometescu. Milutinović, Wilson. Milutinović blochează. Aruncare de la distanța lui Lawson. Faultul lui Fometescu la Griffin. Schema la repunere, iese Ștefan Grasu. Darnell Edge. Griffin pentru Ghide. Griffin, catch and shoot de 3 puncte, ratează. Messi. Înscrie Messi. 56 la 64. Dinamo cu Griffin. Anel Edge pentru Grasu. Grasu înapoi la Edge. Vine blocajul lui Oghide. Primește. Un pick and pop reușită schema, dar nu și șutul. Wilson. Milutinović ratează, recuperează ofensiv Fometescu și este faultat în momentul aruncării. Două libere pentru Tudor Fometescu. Prima aruncare convertită. Din nou Piteștiul se apropie de Dinamo. A aruncat cu teamă acolo Darnell Edge. Își retrage brațele Ingram. Messi se duce până în coș. Strigă ceva la Ingram. Duel între americani. Și este timeout cerut de Dinamo, pentru că din nou Piteștiul vine aproape. Luaseră din nou avantaj dinamoviștii. Mai sunt 4 puncte, cred. Da, 60-64. 19 puncte Jeftović, Wilson Jr. 16 pentru Pireșteni, cei mai buni marcatori de la Dinamo. 16 puncte Wojciechowski, câte 12 Edge și Donta Ingram. 8 puncte Potru, Oghide, 7 puncte.
7 minute și 17 secunde scrie pe acel cub de deasupra panoului. Dinamo cu atacul. Ingram pleacă de acolo, primește Grasul. Nanelec, Wojciechowski rămâne cu blocajul sus. Grasul pentru Mandache, Mandache cu Fometescu pe tușă. Intercepția lui Tudor Fometescu și pasă pentru Wilson. Wilson marchează în tranziție. 63 la 64. Revin din nou piteștenii. Ce meci avem? Wojciechowski pentru Mandache. Mandache, aruncarea de 3 puncte e scurtă. Recuperează Milutinović, Wilson. Wilson. Lawson. Ce face Lawson sub panou după fentă? O piruetă în aer și un fel de semicârlig. Frumos și-a păcărit adversarul. Mandache. Darnell Edge. Piteștri în avantaj un punct. Edge, stop shoot. Bună aruncarea. Milutinović lasă mingea la Messi. Revine Milutinović, urmărit de Grasul. Wilson pentru Lawson. Căpăcit de Wojciechowski. E mai înalt Wojciechowski, evident. Messi. S-a declanșat sirena. Ștefan Grasu cu repunerea. A venit să-l ajute Wojciechowski. Mandache. Până în coș Mandache. Moza a păcălit pe Fometescu. Wilson. Wilson mai rapid decât Grasul. Intră stop shoot-ul. 67 la 68. Mai puțin de 5 minute din acest meci. Meci bun cu faze spectaculoase, dar mai ales prin prisma scorului. Dinamo mai mereu un avantaj și Piteștiul venind din urmă. Ștefan Grasu scos, a intrat Griffin în locul său. A revenit la Pitești Ieftović, poziția 5. Putea fi acordată și greșeală ofensivă. A extins brațul Darnell Edge. Coș de 3 puncte al piteștenilor. Același Wilson marchează. O lungime în avantaj Piteștiul. Griffin. Lângă el Messi. Ambi cu numărul 23 pe spate. Evident, l-a ținut de braț. Edge urmărit de Fometescu.
Mandache. Mandache continuă driblingul pe Tuchel, găsește pe Ingram. Ingram aruncă scurt. Mandache aproape de recuperarea ofensivă. Scapă mingea afară. Da, sala este de 5.000 de locuri, probabil că sunt peste 2.500 de oameni. Milutinović e liber la 3 puncte, marchează Milutinović! Time-out Dinamo! Time-out Dinamo pentru că Piteștiul e din nou în față și de această dată suntem aproape de finalul meciului. Wilson a făcut de toate. Iată acțiunea cu piruetă a lui Lawson. Frumos și step-back-ul lui Darnell Edge. Mandache aici, plecând foarte bine și aruncând repede. Aruncă din fața lui Mandache aici Wilson. Și coșul lui Milutinović, care Piteștiul se desprinde la 73 la 68. Mandache le pune pentru Ingram. I-a cerut să vină la minge de la început pentru că nu putea să paseze la Griffin. Era mascat de panou. Wojciechowski pentru Mandache. Mandache placă pe stânga. Mandache caută contactul și marchează. Foarte bună acțiunea lui Andrei. 73 la 70. Wilson. Daniel Edge în fața lui. Apare Milutinović la minge. Messi. Urcă Ieftovici la blocaj. Wilson e liber la 3 puncte. De ce lasă pe Wilson dinamoviștii? Nu înțeleg. 76 la 70. Cum poți să-i dai open shot lui Wilson, care a rupt plasa până acum? Are 27 de puncte. Ce capac reușește Milutinović la Ingram! Gesturi de sportive acolo, Ingram l-a împins pe Ieftovici. Iată capacul lui Milutinović. Da, făcea semn Ingram că vrea reluare video. N-a fost goaltending, a fost foul după. Am avut acele relori, n-am văzut ce arată arbitrii. Antisportiv și reluare video. Cert este că Ingram l-a împins pe Ieftovici. A fost cu un gest violent acolo. Da, Ingram deranjat de faptul că i-a spus probabil Ieftovici că a fost capac. Și de aici conflictul. Hm.
Noua sală din Pitești, dotată cu sistemul Keymotion. Sistem creat pentru coaching, scouting. Bineînțeles că FRB TV se vede pe YouTube. Lângă aceasta există o aplicație dedicată Instant Replay System. Jeftović cu foul tehnic. Și Ingram cu antisportivă. Ce am văzut evident. S-au complicat lucrurile pe final, era normal, au apărut nervii. Jeftović are două greșeli personale. Ingram și el. Cred că la Ingram e a treia, însă avea două și a venit și faultul antisportiv. Da, nu putea arunca Wilson. Greșeala antisportivă a fost împotriva lui Jeftović. Și Jeftović marchează. Repunere pentru Pitești. Milutinović la Wilson. Apare Messi. Jeftović, Wilson, e în colț Milutinović, acolo unde îi place, marchează Milutinović. Griffin din săritură pentru Wojciechowski. Merge bine mingea, Andrei aruncă scurt, cred că a fost mingea atinsă. Ingram se bate cu Milutinović, e foul jos. Cred că a fost mingea atinsă acolo. Tudor Fometescu i-a atins mingea lui Mandache. Recuperarea a venit ofensiv de la Ingram. Ratează Ingram. Mai puțin de două minute de joc. Marchează cea de-a doua încercare. Dinamoviștii vin în pressing. Griffin faultează. Fault negligent aici. A lovit pe lângă minge, apoi a coborât brațul. Haide să vedem. Da, dă pe lângă minge și coboară brațul. Messi. Apare Wilson, Jeftović îl ajută cu blocajul. Wilson pentru Milutinović. Aruncă Messi. Cu om în față, minge atinsă. Decizie greșită a lui Messi. Mandache. Mandache cu Wojciechowski. Griffin. Airball. Milutinović înalt, are 2 metri. Jucătorul Piteștiului. Brațe lungi. Mandache. Interceptează. Dar cu piciorul. Iată, cu piciorul stâng. Ce frumos i-a furat mingea. Dar nu regulamentar. Jeftović. Lăsat să primească mingea. N-are problemă Jeftović. Se duce peste Wojciechowski.
Pasă pe la spate pentru Wilson. Ce bine s-a descurcat Iftovic. Elegant. Știe tot basketul din lume Iftovic. Milutinović după fentă. Milutinović ratează. Milutinović prinde Mandache. Dă drumul la contraatac Griffin pentru Darnell Edge. A pierdut momentul Dinamović din tranziție. Mandache, pătrunde Mandache. Marchează, nu marchează, este in and out. S-a dus cu panoul foarte bine Andrei Mingea. N-a vrut să intre, pur și simplu. Messi n-a faultat, a ridicat brațele doar. Andrei a ratat însă. Wilson face slalom printre adversari. Wilson, 3 secundele trec pentru Pitești. Messi se duce până în coș. Messi Piteștiul se desprinde la 10 puncte. Aruncare pe contrapie. N-a mai apucat să sară Wojciechowski. Marchează Darnell Edge, dar nu mai contează. Messi. Mingea ajunge la Milutinović. Messi e liber în colț. Aruncă piteșterii. Se termină meciul. Piteștiul se impune 82-74. Piteștenii au fost conduși, să nu uităm, la 19 puncte după un sfert și jumătate. Din nou sfertul al treilea a partidului dinamoviștilor cu 20-14. Acum însă 29-13 în sfertul 4 pentru FC Argeș-Pitești. Victorie frumoasă a piteștenilor într-o sală superbă, o sală nouă. Sunt Radu Abramescu, vă mulțumesc pentru faptul că iubiți basketul. Rămâneți pe canalele Prima Sport. La revedere!